Ce face această mamă cool de Paște? Zi-mi ce gătești. Amor. No. Tot ce înseamnă tradițional și nu o să țin șir acum. Și în general mai fac prăjituri cu ea, adică vreau să fac, uite, de Paștele ăsta și sper că noi așa ne-am propus să-l facem acasă în familie, să nu plecăm, să facem ceva, ori un chec în formă de iepuraș, tot felul de ouă pictate, lucruri de genul acesta, adică eu mă bucur că am auzit oameni care spun, Doamne, dar în fiecare an, tradiție, tradiție, se repetă, se repetă. Da, tradiția asta este frumoasă, de multe ori ne unește, ne face să ne dăm silința, să ne ridicăm din pat și să tragem de noi, să facem, să creăm. Și atunci e frumos, de ce să nu ne bucurăm? Lasă vină, an de an, aceleași lucruri, că ne bucurăm și de asta și de moment și putem să facem lucruri noi. Bine, dar tu nu-mi spune că tu mănânci acum și sarmale și tot, că eu nu te cred. Nu mănânc. Ba da, dar gust. Adică nu pot să zic. Să știi că sunt într-o etapă a vieții în care mă bucur de... Dacă mie îmi vine să mănânc așa, nu mai am din astea că nu mănânc, aoleu, mâine să vezi că trag la sal. Nu, domnule. Mă bucur de ciorba aia acră sau... Nu mai am regretul ăsta, știi, vai ce o să fac. Numai că sunt foarte echilibrată. Am mâncat, nu mai am regretul, dar a doua zi conștientizez, sunt mai temperată sau, știi, nu mănânc 4 sarmale, mănânc și eu una. Lucruri de genul ăsta. Eu oricum nu prea am norocul că nu sunt o mare consumatoare de carne. Nu prea mănânc carne, nu mănânc tochitură, nu mănânc, eu sunt pe ciorbă și salate. Am fost și mi-am făcut analizele, mi-au zis că am analizele unui adolescent de 16 ani, dar am prea mult fier. Și copa, ce înseamnă asta? Păi nu știu, mănânc prea mult verde, cred, adică mai lasă salata, mai lasă spanacul, mai lasă. Și zic, bine, așa să fie. Unde, fii atentă că asta sunt foarte curioasă. Tu, având experiența slăbitului, cumva tu pe cea mică, o înveți cum e cu mâncarea și zici, stai un pic, hai să nu așa că după o să suferi, că realist, slăbitul e o suferință, dă încolo de treabă, oricine, orice ar zice, nu ne bucurăm să slăbim. Și o înveți, stai un pic, hai să nu treci prin experiența asta ulterior, hai să ai grijă încă de la început. O învăț fiind echilibrată. Niciodată, și chiar le recomand părinților, să nu facă lucrul acesta, gata, termină cu mâncarea, că ia uite, ai făcut burtă. Este copil, el nu conștientizează. Și tu, ca om mare, dacă îți spune cineva, te-ai îngrășat într-un mod agresiv, devine o frustrare. Poate fi o traumă de când erai mic și atunci parcă nici nu-ți vine să mai tragi de tine. Sunt niște etape. Eu o las să se bucure de copilărie. Eu sunt exemplul ei. De multe ori ea zice, măi, mami, păi tu ce faci? Tu mănânci salate și nouă ne-ai făcut cartofi prăjiți și din astea și așa, adică pe noi ne îngrași și tu mănânci numai salate? Păi mănâncă și tu. Și acum am descoperit-o fiind, a crescut, s-a înălțat, știi, și are din astea în care zice, mamă, ce bună e salata asta, adică ea îmi cere, ea e, dar ea mănâncă pește, mănâncă carne, adică ei fac, doar că i-am spus, uite, mami, seara, hai mai bine un iaurt și un măr, un fruct, ceva așa mai lejer, că o să dormi și mai bine. Da, chiar așa e. Adică nu oblig, nu vreau să fac așa vreau eu, trebuie. Dar sunt atentă, pentru că eu știu că dacă ai direcția asta de când ești mic, o să-ți fie mult mai ușor când ești mare. Exact. Și atunci, de-aia am spus, zic, hai să mâncăm mâncare, da? Pentru că atunci tu astup golul ăla de foame. Când ți-e foame, îți vine să mănânci orice, iar copilul cere dulce. Asta el zice că dacă mi-e foame, dăm ceva, o dulce. Și ia dulcele și gata. Și dacă el e tot timpul sătul, nu mai are senzația de dulce. Și dulcele de cele mai multe ori pregătesc în casă, dar nu sunt absurdă. Dacă vrea ceva, iau, dar mă întreabă. Mami, vreau și să mănânc aia, așa, și zic, da, mami, du-te, adică are chestia aia, știi, oare e bine, nu e bine, asta, e sănătoasă, nu e sănătoasă, a început să facă diferențe. Da, eu îți mulțumesc mult de tot și dacă nu postezi ce mănânci pe Instagram de Paște, eu mă supăr tare. Ar trebui să postez mai des, vrei să-ți arăt că am vreo 15.000 de poze și cred că jumătate sunt pline cu mâncare. Nu! Toată lumea îmi spune, mașa, postează mai mult, pune rețetele. Și zic, Doamne, și la vorbește lumea, cum am început să dau rețetele ca oamenii să facă și am fost plăcut surprinsă că oamenii mi-au trimis poze că au făcut, adică am făcut un pate de ciuperci de post, foarte bun și eu tot timpul asta, chiar e și bună, adică da, este genial, este ceva. Și zic, oamenii chiar se bucură și uite, o să postez mai des.